când sunteți noastră gata, putem începe, da? În primul rând, bună ziua și mulțumesc că ați venit invitații noastre de a participa la conferința de presă susținută de PNL Neamț astăzi. Lângă mine sunt domnul senator Eugen Țafă Nazare, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și domnul deputat Laurențiu Dan Răureanu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Temele pe care le vom aborda astăzi, ca și introducere, spun, în conferința de presă, vor fi despre alocarea de bani din partea Guvernului României pe Programul Național de Investiții Angel Salini, teme privind stadiul pentru cele două autostrăzi care vor trece prin județul Neamț și ne vor interconecta cu sudul țării și cu vestul țării, mai respectiv A7 și A8, teme legate pe care le-a prezentat domnul deputat Leoreanu de dezbaterile pe care le-am avut pe cele patru puncte ale județului Neamț, mă refer la Târgu Neamț, Vicaz, Roman și Piatra Neamț pe legea învățământului, lege propusă de președintele României Klaus Iohannis, precum și alte teme privind lucrările de pe podul de la Roman, ultimele noutăți despre podul de la Lusca și ultimul incident de aseară, când din păcate a avut o tragedie când un om și-a pierdut viața și alte trei persoane sunt în stare destul de gravă la spitalizate. Și încă o temă privind poziționarea PNL vis-a-vis de construirea unui spital în județul Neamț. Pe rând o să dau cuvântul prima dată domnului senator Eugen Țafă pentru a susține. Da, mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră să se prezenți la conferința noastră de presă. Dați-mi voie în deschidere să transmit tot respectul meu marinarilor români și fie ca Sfânta Maria să vă protească și să călăuzească pe calea cea bună. Primul subiect pe care îl voi aborda este subiectul foarte important al autostrăzilor A7 și A8, care traversează județul Neamț de la nord la sud și de la est la vest. După o întârziere inadmisibilă, spun eu, de aproape 30 de ani în construirea autostrăzii în regiunea Moldovei, pe care nu o poate scuza absolut nimic, încep să apară și vești bune, iar acestea au legătură și cu județul Neamț. Este vorba complet despre cele două autostrăzi A7 și A8, așa cum spuneam, adică București, care leagă Bucureștiul A7, care leagă Bucureștiul de Buzău, Focșani, Bacău, pe lângă Roman, până la Pașcani, și de A8, Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași-Mureș. Aceste două autostrăzi sunt foarte importante și prin prisma dezvoltării economice a județului Neamț. Trebuie să spunem clar că începerea lucrărilor este strâns legată de guvernarea condusă de primul ministru Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal. Nu voi insista acum pe datele tehnice, voi prezenta în continuare stadiul lucrărilor la tronsoanele care traversează județul Neamț, din cele două autostrăzi, așa cum le-am obținut la Compania Națională de Administrație Infrastructurii Rutiere. Voi începe cu A8. Târgu Mureș și Iași este împărțit în patru tronsoane. Tronsonul Dutrău Târgu Neamț, de exemplu, împărțit în patru sectoare. Sectorul 3, care ne interesează pe noi, leagă Reghinul de Târgu Neamț și acesta va avea lansarea fazei de proiectare în decembrie anul acesta, urmând din PNRR, cu finanțare din PNRR, urmând eventual și execuția în funcție de termenul de finalizare a proiectării, probabil undeva un an și două luni proiectarea și 30 de luni execuția. Despre Târgu Neamț Iași-Ungheni, un alt tronson din acest A8, am următoarele informații. Cererea de finanțare și contractarea execuției lucrărilor au termen 29 septembrie 2023. Deci,
Până în luna iunie 2023 se va finaliza proiectul tehnic și de execuție, iar în 2023, luna septembrie, va fi scoasă la licitație, tot cu finanțare din PNRR, Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Deci vom circula cel mai târziu până în 2026 pe autostradă de la Târgu Neamț până la Ungheni. Sau cel puțin până la Iași. A7 este într-o fază mult mai avansată. Ceea ce ne interesează pe noi este tronsonul Bacău-Roman-Pașcani, care a fost împărțit în trei segmente, dintre care două din porțiuni în județul Neamț, și aici mă refer la Bacău-Tripești sau Săcăloșești-Tripești mai exact, și Tripești-Gherăiești, cu o ocolire pe partea înspre Piatra Neamț a municipiului Roman. Aici lucrările sunt deja scoase în licitație, data de execuție a lucrărilor. Data de primire a ofertelor este până pe 15 septembrie anul curent, adică până pe 15 septembrie anul curent se primesc ofertele de execuție, apoi se trece la executarea lucrărilor după ce se declară câștigătorul licitației. Termenele de execuție sunt 30 de luni pe toate tronsoanele, valoarea lor 5,85 miliarde de lei. Și aici vă spun că vestea bună este că vom circula cel mai târziu până la 31 decembrie 2026 din județul Neamț până la București pe autostradă. Deci certitudinea este că vom circula pe autostrăzi cel puțin pe un capăt de la Târgu Neamț la Iași și de la Roman Pașcani până la București, cel mai târziu, până la 31 ianuarie 2026, dar vă mărturisesc că sunt încredințat că vor fi executate mai repede decât termenele maxime de execuție. Pe al doilea subiect, poziția Partidului Național Liberal de la Neamț privind construcția unui spital județean nou. Am văzut mai multe considerații în mass media locală, încă noi, liberali, ne opunem construcții unui spital nou. Vă mărturisesc că lucrul acesta nu este adevărat. De altfel, acum un an și o lună de zile, îmi trăi cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu și cu domnul președinte George Lazăr, am avut o întâlnire în biroul președintelui Consiliului Județean, Neamț, și am avut discuții pe proiectele mari de infrastructură și prioritare pentru județul Neamț și am căzut de acord pe câteva proiecte mari. De exemplu, drumul expres Piatra Neamț-Bacău, care se lege și cu A7 și cu aeroportul din Bacău, Piatra Neamțul, și să-l readucă în circuitul economic, centura ocolitoare a municipiului Piatra Neamț și spitalul județean Neamț. Acum, o să vă dau niște date și vă rog să judecați dumneavoastră dacă avem noi dreptate sau nu. Când faci un proiect de spital județean nou de 630 de milioane de euro, trebuie să te gândești foarte clar dacă proiectul acela e realizabil sau nu. Pentru că noi am discutat despre necesitatea unui spital nou, dar să avem și măsura investiții, adică în condițiile în care un spital regional, nu este cel de la Iași, este undeva la 470 de milioane de euro. Un spital regional, cum este cel de la Cluj, 540 de milioane de euro. Un spital regional, cum este cel la Craiova, 590 de milioane de euro. Tu faci la Neamț un spital județean cu 630 de milioane de euro, mi se pare. Și a vrei să aprici pe PNRR. Am vorbit cu ministrul Boloș și l-am întrebat câte fonduri aveți dumneavoastră disponibile pentru sistemul de sănătate din PNRR. Și mi-a răspuns sec. 2,7 miliarde, din care 1,1 miliarde sunt de euro, sunt exclusiv pentru spitale noi.
1,1 miliarde de euro, rețineți cifra, sunt pentru spitalele noi. Când turcă la județul Neamț cel mai mult de jumătate din cifra alocată la nivel național, probabilitatea ca acest proiect să treacă este foarte mică. De aceea, fac un apel la conducerea Consiliului Județean să-și revizuiască proiectul și să-l aducă la realitate, pentru că acest proiect propus de 630 de milioane de euro este, din punctul meu de vedere, nu este realist. Am vorbit și cu alți colegi din țară. La Constanța, de exemplu, au solicitat un spital nou, valoarea 80 de milioane de euro. La Bacău, la fel, spital nou, valoarea vreo 56 de milioane de euro. Bine, la Bacău e o completare a spitalului existent de 26 de milioane și o secție de încă 20 ceva de milioane. Dom'le, asta este părerea mea. Deci, în concluzie, Partidul Național Liberal susține construcția unui spital nou, dar ceea ce spunem noi este că să venim cu picioarele pe pământ și să propunem proiecte care vor fi selectate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul senator, domnule deputat. Bună ziua, vă salut și eu. Vreau să mă alătur și eu colegilor mei pentru a transmite gândul cel bun nemțenilor, românilor, cu ocazia sărbătoarei de azi, fie ca Sfânta Maria să ne aibă în pază pe toți, mai ales că trecem prin vremuri și încercări deosebite, plecând din pandemie, din crizele sanitare, economice, politice care au trecut peste noi, războiul din nord-estul României, și avem nevoie de binecuvântare divină să trecem peste aceste încercări și să revenim la normalitate. Revenind la subiectul pe educație, noi considerăm că educația este lucrul cel mai important pentru o națiune. De aici derivă toate. Atitudini, comportamente, și toate aceste lucruri au fost lansate prin programul de țară România Educată de președintele României Klaus Iohannis. Cred că din 1990 până în prezent vorbim de un proiect important de țară care s-a materializat prin acest proiect de lege, legea educației, proiect pe care l-am avut în dezbatere la sfârșitul săptămânii trecute, la Bicaz, la Târgu Neamț, la Piatra Neamț, la Roman, unde au fost prezenți sute de cadre didactice, zeci de reprezentanți ai părinților, ai elevilor, autorităților publice locale, dezbatere care a fost transparentă, deschisă, în care cadrele didactice, părinții, autoritățile locale și-au exprimat puncte de vedere, au apreciat lucrurile pozitive care se află în această lege, s-au discutat și anumite amendamente pe care doresc să le facem la această lege în momentul în care va intra în dezbaterea parlamentară. Din 1948 până în prezent, nu am avut o reformă de sistem în educație și considerăm că acest lucru aduce un plus pentru sistemul de învățământ din România. Faptul că această lege pune în centrul activității elevul, iar în centrul evaluării portofoliul personal, care până la urmă desenează comportamentul, atitudinea, ritmul de învățare al elevului și creează perspectivele pentru traseul său ulterior, sigur, consilierul școlar, dirigintele, având un rol important alături de părinte pentru a creiona o orientare școlară și profesională, considerăm că este un lucru foarte important. Cariera didactică este foarte bine stipulată, se introduce stagiatura pentru cadrul didactic, iar paralel cu acest lucru se formează corpul managerilor educaționali pentru a asigura asistență managerilor care preiau conducerea unităților școlare și pentru fiecare mandat, pentru fiecare manager, va avea loc o formare inițială în prima săptămână a mandatului pentru a asigura trasabilitatea pentru această activitate. De asemenea,
corpul mentorilor care vor asista cadrele didactice stagiare, debutante, tocmai pentru a ridica nivelul de profesionalizare a persoanelor care lucrează în sistemul de învățământ. De asemenea, foarte important este statutul cadrului didactic, pentru că ne dorim reașezarea cadrului didactic în societate cu un rol important în formare, în instruire, în educație. Avem nevoie de acest lucru și această lege vine și pe lângă reforma macrosistemică, arhitectura de sistem, evaluarea, înființarea Comisiei Naționale de Inspecție Școlară și asigurarea calității cu Comisia Națională de Inspecție Școlară, care va realiza inspecția de sistem prin birourile teritoriale, care vor realiza inspecțiile tematice, inspecțiile de specialitate pentru parcursul și evoluția în carieră privind obținerea gradelor didactice, va asigura un plus în creșterea profesionalizării. Dar în același timp vorbim și de creșterea finanțării în sistemul de învățământ. Pentru că nu putem vorbi de un sistem de învățământ la cote înalte fără a asigura o finanțare atât în ceea ce privește salarizarea personalului de învățământ, cât și finanțarea sistemului de învățământ. De precizat că salariul unui cadru didactic stagiar sau debutant va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie. Iar de asemenea, finanțarea sistemului de învățământ va fi în 15% din cheltuielile bugetare. Sunt repere importante din punct de vedere financiar și vreau să vă informez că pentru a ajunge la acest proiect de lege pe care îl avem în acest moment, 10.000 de specialiști din educație, din asistență juridică, din asistență financiară, management educațional, au lucrat, au fost consultați, iată acum, în dezbatere publică, avem consultare la nivelul celor care lucrează în sistemul de învățământ, autorității publice locale, a părinților, a elevilor. Examenul de bacalaureat va avea o altă structură, nivelul de calificare. Faptul că după absolvirea clasei a 11-a se poate obține certificatul de calificare de nivel 3, ce permite inserția pe piața muncii, iar după clasa a 12-a certificatul de nivel 4, completat cu examenul de bacalaureat care permite accesul către învățământul superior, ierarhizează și permite un acces rapid pe piața muncii, dar în același timp și un nivel înalt de însușire a cunoștințelor, a deprinderilor, a competențelor și abilităților. Pentru că dorim ca învățământul să treacă de la un transfer de informații seci, de la o teoretizare către aplicabilitate practică. Ne dorim ca învățământul să apropie cetățeanul și prin nivelul de educație și prin nivelul de instruire de ceea ce înseamnă nivelul absolvenților din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii, această lege având componente importante care compatibilizează sistemul de învățământ din România cu sistemul din țările dezvoltate. În același timp, vreau să vă spun că structura învățământului preuniversitar va fi una foarte clar precizată, plecând de la învățământul antepreșcolar cu cele trei grupe, învățământul preșcolar cu cele trei grupe, învățământul primar de la clasa pregătitoare până la clasa a patra, 5 ani de studiu, învățământul primar, 4 ani de studiu, învățământul liceal sau învățământul secundar superior, cum se numește, care va permite inserția pe piața muncii prin calificările de nivel 3 și nivel 4 sau accesul către învățământul superior prin absolvirea examenului de bacalaureat. Un lucru foarte important în ridicarea nivelului de profesionalizare, așa cum am spus, este acela că după absolvirea formelor de școlarizare pentru calificarea în educație, absolventul va susține un examen de certificare, ulterior va avea acel an de stagiatură cu asistență din partea unui mentor, iar ulterior va susține examenul de licențiere devenind cadru didactic, urmând să parcurgă celelalte trepte de profesionalizare și specializare, gradul didactic 2, gradul didactic 1, până la nivelul de profesor emerit.
Sigur, sunt foarte multe lucruri în această lege, foarte multe detalii care, pe lângă dezbaterea publică, va intra și în dezbaterea parlamentară, iar această lege va fi completată de ordin de ministru, de metodologii specifice sistemului, care vor preciza în detaliu o funcționabilitate bună pentru această lege și un învățământ pe care cu toții ne-l dorim, de calitate, pentru a forma cetățeanul în condițiile actuale. Așadar, educația, iată, se află în prim planul Partidului Național Liberal, iar România Educată este un program de țară care a fost asumat de toate formațiunile politice. Sunt convins că în urma discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile în dezbaterile publice în județul Neamț, în dezbaterile care au loc în țară și în urma dezbaterilor din Parlament, vom avea un produs legislativ bun care să permită un sistem de educație național competent la un înalt nivel de profesionalizare, cu o adaptabilitate la nevoile noii societăți și în același timp cu o inserție rapidă pe piața muncii. La al doilea subiect, aș vrea să precizez câteva lucruri pentru a nu exista confuzii. Mă refer la podul de la ieșire din Roman spre Bacău, Piatra Neamț, peste râul Moldova. Este adevărat că noi am solicitat Ministerului Transporturilor, Direcției Regionale de Poduri și Drumuri, o reparație pentru acest pod, pentru că datorită traficului greu și din cauza unor lucrări care de-a lungul timpului nu au fost efectuate în cele mai bune condiții, traficul rutier se desfășura nu în cele mai bune condiții. Discuțiile le-am purtat în luna mai, urmând ca lucrările să se desfășoare în luna iunie. Iar dacă timpul nu permitea, să ajungem în septembrie sau octombrie. Am spus din start că luna august nu este o lună bună pentru lucrările peste podul Moldova, principala cale de acces, respectiv de ieșire din municipiul Roman, pe relația drumului european E85, pentru că în această perioadă foarte mulți români din Roman sau din comunitățile învecinate vin acasă, traficul capătă o dimensiune cu totul și cu totul specială, crescând densitatea, și este foarte greu să putem gestiona traficul în această zonă. Din păcate, ca un făcut, exact în luna august s-a întâmplat acest lucru. Acesta ar fi un element. Al doilea, am văzut cu toții și în străinătate faptul că lucrările pe autostrăzi, la poduri, se fac în general în perioada când traficul este redus, pe timp de noapte. La noi numai s-a întâmplat acest lucru, dar lucrările se desfășurau cu 2, 3, 4 persoane la un obiectiv foarte important, de pe o rută foarte puternic traficată de către participanții la trafic. Pe cale de consecință, primarul municipiului Roman, Leonarda Chiriloae, noi, cei care suntem în fața dumneavoastră, am solicitat public, în discuții cu conducerea direcției regionale, prin postări pe care le-am făcut sau prin intermediul dumneavoastră a mass media, că acest lucru nu poate să continue, pentru că a existat o perturbare masivă a traficului rutier, ajungând ca în Roman oamenii să stea și câte o oră și jumătate pentru a putea intra sau ieși din municipiu, blocând orașul, lucruri care erau cu totul și cu totul evidente. În același timp, s-a discutat la demararea acestor lucrări, în luna mai, că lucrările pe un sens ar dura 5 zile, o săptămână. Iată că lucrările nici nu s-au încheiat bine pe un singur sens și avem deja 3 săptămâni. Întrebarea vine firesc, va mai dura 3 săptămâni și pe celălalt sens va bulversa cu totul și cu totul traficul. Cetățenii pe bună dreptate ni se adresează. Noi încercăm să luăm legătura și să soluționăm într-un mod agreabil acest fapt. Dar batem precum surd în tobă, adică nimeni nu ne aude, avem un autism maxim pe acest subiect, ceea ce ne produce dificultăți majore în a asigura o fluență a traficului.
Faptul că lucrările se desfășoară de către drumurile regionale, faptul că conducerea acestei direcții s-a schimbat din mai, la nivelul căruia purtasem discuțiile, faptul că acum a venit conducerea, la nivelul conducerii direcției regionale, o persoană numită de PSD, ne punem întrebarea dacă nu cumva există chiar o tendință, o premeditare pentru a acționa în acest sens, pentru a produce dificultăți administrației publice locale din Roman în a gestiona acest lucru, deși administrația publică din Roman, în speță primarul, nu au niciun atribut în a gestiona această problemă care este legată din Ministerul Transporturilor și de la Ministerul Transporturilor prin direcția regională. Am înțeles că directorul acestei direcții a fost în Neamț, s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean, cu prefectul și a fost în diferite puncte din județul Neamț. Din păcate nu a ajuns în acest nod nevralgic, acolo unde există o problemă foarte mare de trafic și chiar vă rog să îmi înțelegeți revolta, pentru că am asistat, am mers acolo, am stat de vorbă cu oamenii și sunt momente ale zilei când practic traficul este imposibil de a se de a intra într-un ritm normal. Drept pentru care, iată, fac apel și în această conferință de presă, cu cea mai bună credință, pentru a se identifica soluții de a se înceta acest tip de lucrare cu doar câțiva muncitori, cu blocând două benzi pe sens în puncte ridicate ale traficului pe parcursul zilei, lucruri care nu e vorba că produce o deficiență doar cetățeanului care se deplasează cu mașina personală, dar avem agenți economici. După cum știți, Romanu este o locație cu o dezvoltare economică susținută, producând peste 51% din PIB-ul județului Neamț. Iar faptul că avem deficiențe majore în trafic, producem foarte mult disconfort agenților economici care aduc materii prime, care duc produse finite și au anumite contracte și care trebuie să onoreze anumite înțelegeri. Așadar, fac un apel. Dacă președintele Consiliului Județean are o legătură nemijlocită cu directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, să se ajungă la o soluție lucidă, la o soluție corectă, astfel încât să preîntâmpinăm astfel de deficiențe. Eu nu mi-aduc aminte de astfel de perturbări ale traficului în ultimii ani. Deci insist foarte mult asupra acestui lucru, pentru că avem foarte mari probleme, iar oamenii suferă nevinovați. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Pe Programul Național Engelsalinii. Pe Programul Național de Investiții Engelsalinii este un program, este foarte bine de reținut pentru intermediul noastră a presei, pentru cetățenii din județul Neamț, dar și pentru presă. Este foarte bună precizarea. Proiectul Național de Investiții Engelsalinii este un proiect eminamente liberal. Acest proiect a fost construit, gândit, început de premierul liberal, Florin Câțu, la momentul când era prim-ministru al României, continuat după de premierul liberal Nicolae Ciucă și de guvernul existent. Guvernul existent este un guvern nu monocolor, așa cum înțelege domnul Arsene de la PSD, să prezinte că e guvernul PSD. PSD-ul este partea structurii de guvernare. Guvernul actual este condus de un premier liberal, Nicolae Ciucă, care este și președintele PNL România. Componentă în guvern, sigur, suntem noi liberalii, sunt cei de la Partidul Social Democrat și Comunitatea Maghiară, UDMR-ul. Fac această precizare pentru să se înțelege foarte bine, pentru că unii, respectiv domnul Arsene, înțelege că e doar guvernare PSD, el s-o fi trezit pe timpul lui Dăncilă sau pe timpul lui Dragnea. Timpuri care sunt convins că el le regretă astăzi, pentru că era bine atunci pentru domnia sa și pentru a poliției domniei sale. Revenind la Engelsalinii. Engelsalinii este un proiect de țară, este un proiect cu cea mai mare alocare bugetară din ultimii 32 de ani în România. Este un program menit pentru și creionat direct pentru comunitățile locale, fie că vorbim de municipii, orașe, consilii județene după caz sau comunități din mediul rural, mă refer la sat și comună.
Este un program bine gândit pentru a aduce dezvoltare în România și în comunitățile locale. Comunități locale care de multe ori nu au bani necesari pentru proiecte de asemenea învergură, pentru proiecte de milioane și milioane de lei sau de euro, după caz, pentru apă și canalizare sau pentru infrastructură rutieră. Sunt proiecte care, acest proiect Anghelsan este gândit să dezvolte România, să scoată România, cel puțin mă refer și în zona rurală, cu precădere, să o scoată din zona de subdezvoltare unde ne aflăm astăzi. Astfel, județul Neamț este unul din județele din România, zic eu, în prima parte a clasamentului. Avem o alocare bugetară de aproximativ 1 miliard 400 de milioane, o alocare bugetară fără precedent pentru județul Neamț și o alocare bugetară care nu poate decât să ne bucure. Fac câteva remarci la această alocare bugetară dată de Guvernul României pentru a înțelege foarte bine un mecanism de gândire central făcut de Guvernul României, făcut de premierul Nicolae Ciucă, făcut de Ministerul Dezvoltării, dacă vreți, pentru că prin Ministerul Dezvoltării se fac aceste proiecte și acolo se și semnează, și vis-a-vis în comparație cu o gândire meschină, cu o gândire pur de partid sovietic a domnului președinte Ionel Arsenie și a celor care conduc astăzi PSD-ul la Neamț. Eu, domnul Harpa și alți colegi de domnii sale. De ce spun aceste lucruri? Pentru că la o primă vedere și la o primă lectură o să vedeți că, de exemplu, alocarea bugetară făcută de CJ Neamț, acum poate nu mai mult de 2 săptămâni în urmă, primăriile PSD de județul Neamț, 46 la număr aproximativ, primesc o alocare bugetară de 85% din banii Consiliului Județean Neamț și reprezintă 35% din populația județului Neamț. Pe de altă parte, primăriile non-PSD, că e pro-România, că SUSR, că PNL, care au populația aproximativ 65% din populația totală a județului Neamț, primesc o alocare bugetară de la CJ de aproximativ 15%. Adică firmituri, cu alte cuvinte. Sunt multe primării care au primit 0. Revenind la împărțirea și alocarea banilor din Programul Național de Investiții Anghelsalini, o să vedeți că pe Programul Național Anghelsalini avem o reprezentare de aproximativ 47,42% pentru primăriile din județul Neamț, non-PSD, USR, Pro-România, PNL, și avem o alocare de aproximativ 52,58% pe primăriile PSD. Deci, un echilibru, practic, se face de la guvern. Pe partea liberală, cum desemnă o conferință de presă a Partidului Național Liberal, vreau să vă spun că PNL Neamț primește o sumă totală de 582 de milioane de lei, aproximativ 116 milioane de euro, sumă care se va regăsi în investiții multianuale în perioada 2022-2027 în cele 36 de primării astăzi pe care Partidul Național Liberal le are în portofoliu, plus cele două primării USR care sunt oameni de ispravă, oameni deschiși care au trebuit și trebuiesc în continuare să fie sprijiniți atât de la bugetul Consiliului Județean ar trebui, de la bugetul Guvernului României și prin alte proiecte trebuie sprijiniți și că și acolo sunt comunități importante, cum e Săboani, cea mai mare comunitate din Neamț în mediul rural sau comunitatea din Tazlău sau comunitatea, după caz, din Gărcina, unde avem un primar PMP. În totalul ăsta de 582 de milioane de lei care urmează să intre în cele 36 de primării, avem o alocare de aproximativ 293 de milioane de lei, 540 pe apă și canal și o alocare de 287 de milioane de lei pe infrastructură rutieră. Sunt sume importante de bani, sunt sume importante care vor intra în bugetul Neamțului, pe ansamblu, și sunt sumele importante de bani care vor duce și la dezvoltare pe orizontală, pentru că vom avea cu siguranță constructori din Neamț care vor lucra pe toate aceste obiective, fie că vorbim de apă, de canalizare, fie că vorbim de drumuri. Vom avea ulterior, probabil luna octombrie sau noiembrie, deschis proiectul sau programul 2 pe PNI Anghelsalini, care înseamnă alocare pe infrastructura de gaz metan pentru înființări rețele de gaz metan în localitățile care au depus proiecte pe gaz metan. Dar revenind la partea de dezvoltare economică, avem și pe orizontală clar o dezvoltare economică, pentru că firme din județul Neamț sunt convins că vor lucra pe aceste proiecte. Tot ce înseamnă forță de muncă va fi din Neamț consistent, tot ce înseamnă materiale de construcții, tot ce înseamnă logistică, transport sau tot ce înseamnă implicarea în implementarea acestor proiecte vor aduce pe orizontală
sume importante de bani în firmele din județul Neamț și sigur aceste sume parțial se vor regăsi ulterior în bugetele primăriilor, acolo unde avem impozitare pe forța de muncă, în bugetul Consiliului Județean și pe ansamblu în bunăstarea din Neamț. Deci nu doar că vorbim de dezvoltare pe partea de apă, canalizare și infrastructură rutieră sau gaze, vorbim și de o componentă economică importantă. Doi la mână. Acum aproape două luni de zile, adică mai exact pe 9 iunie, s-a întâmplat o tragedie în Neamț. O tragedie despre care dumneavoastră, presa în general, mai puțin unii, au scris foi întregi, rânduri întregi, materiale întregi, și nu doar presa locală, ci și întreaga presă națională. Și ne-a făcut de rușine cu acel eveniment, cu acea tragedie din 9 iunie la nivel național, pentru că un pod garantat 50 de ani, un pod pe care s-a scris un slogan mare, cu roșu, fapte nu vorbe, s-a demonstrat a fi un fiasco total. Acel pod, la câteva luni după ce a fost dat în folosință ilegal, pentru că nu s-a făcut cu recepția finală a lucrărilor, s-a făcut un simulacru de încărcare pe acel pod să vadă dacă rezistă, iar acel pod, la câteva luni, garantat de președintele Consiliului Județean Neamț, a căzut, s-a prăbușit. Puteau să moară oameni acolo, doar Dumnezeu a făcut ca în acel moment să nu fie, pentru că la un minut, două în spate, erau microbuze școlare în zonă. Doar o minune a făcut să nu moară oameni atunci. Dar acea tragedie, care s-a întâmplat pe 9 iunie și au trecut două luni și puțin de atunci, ne dă fiorici în continuare. Pentru că de două luni și ceva de zile, prefectul județului Neamț nu a făcut niciun demers, absolut, care să-l vedem în realitate, nu doar în poze pe Facebook pe care le face, în care să avem pe Comitetul Județean de Situații de Urgență o analiză corectă, exactă, a stadiului unui eventual SF sau unui eventual proiect pentru un nou pod acolo, care să-l trimită premierului României, Guvernului României, pentru a face alocare din bugetul, din fondul de rezervă bugetară, pentru a se construi un pod nou. Nu s-au făcut niciun fel de demers. S-a povestit acum două luni de zile că, și-a pus domnul prefect pe pagina lui de Facebook, a dat în presă, că se va instala acolo semaforizare. Pentru că traficul acum este deviat prin Gâdinți. Cele cinci comunități de acolo, Doljești, Sagna, Stănița, Bâra, Boghicea, au tranzitul exact pe acel pod. Acum ei au tranzitul deviat prin comuna Gâdinți. Acolo e un drum foarte îngust, nu știu cât ați circulat pe acolo, foarte îngust, care traficul e destul de greoi acolo, pe ambele sensuri. Plus, în momentul în care ieși pe zona Gâdinți de acolo, pe drumul județean care vii spre Roman, vizibilitatea este destul de redusă. Noi am ridicat aceste aspecte și s-a promis din partea domnului prefect că acolo se vor monta semafoare. Lucru care nu s-a întâmplat. Au spus în 14 zile să montează semafoare, vin semafoarele. Domnul Laicu Mugurel, pus de Arsene la DRDP Iași, vine cu semafoarele și le punem acolo. Nu se pune problema. Nu s-au pus. Domnul Laicu a fost în județ, a vizitat obiective frumoase, pe la Târgu Neamț, pe la zona de munte, pe la zona Bicaz. Dar la Roman nu l-a interesat, că parcă Romanul și zona Romanului nu sunt pe harta PSD-ului și a domnului Laicu. Podul de la Horea nu-l interesează, podul de la și sistemul de semaforizare de la Gâtin, Slusca, nu-l interesează. Nu, alea nu sunt problemele DRDP-ului, alea sunt problemele altora. A oamenilor de acolo, eventual. Nu sunt pe harta priorităților șefului de la DRDP. Și ceea ce spun eu a culminat, din păcate și nefericire, și spun Dumnezeu să-l ierte, pe preotul care a decedat aseară, în jurul orelor 20-21, la intersecția DJ cu DC, pentru că acolo s-a pus semaforizare. Pentru că cineva se pozează mai mult pe Facebook, merge la tot felul de festivaluri, ascultă tot felul de muzicuțe pe la Târgu Neamț sau prin centru pe la Piatra, pune câte 40-50 de poze pe Facebook în fiecare zi, ori cu diferite festivaluri, de datin, de obiceiuri, de muzică, că e lăutărească, că e populară, dar nu interesează efectiv problemele județului Neamț. Ai o problemă stringentă și trebuie rezolvată. Nu s-a rezolvat. Din cauza faptului că nu s-a rezolvat, azi noapte, aseară, a murit un preot acolo, iar alte trei persoane sunt internate la spital, dintre care două în stare gravă. Acest lucru este inadmisibil. Lipsa de responsabilitate a prefectului, a celor de la PSD, duc la tragedii. Mor oameni. Și mor oameni din județul Neamț, oameni din județul Neamț, pentru că acestor oameni nu le pasă. Și pentru asta, PNL Neamț oficial cere demisia în regim de urgență a prefectului județului Neamț,
pentru lipsa de implicare în problemele spinoase ale județului Neamț. O să fac câteva completări vis-a-vis de ce au spus colegii mei la început. A exprimat domnul senator Țapu foarte clar poziția Partidului Național Liberal vis-a-vis de Spitalul Județean care se vrea să construi în Neamț. Suntem total de acord și PNL nu se opune niciodată la orice investiție, mai ales atunci când vorbim de sănătate. Avem nevoie stringentă de un spital nou județean, pentru că actualul spital cedează, după cum ați relatat și noastră presa, zi de zi, lună de lună, an de an, serviciile sunt din ce în ce de mai proastă calitate. Locația este o locație care are o vechime și o uzură și fizică și morală inacceptabilă la acest moment. Dar nu avem ce face, că nu avem un spital. Nu mai spunem că așa ars în 14 noiembrie 2020. Suntem de acord în totalitate, dragi nemțeni, să se facă un spital județean Neamț. Dar trebuie să avem un proiect real. Până acum, domnul președinte Arsenie a prezentat, nu mai știu, că le-am pierdut numărul, dar vreo 4-5 proiecte. Poze frumoase, A3-uri, A4, A5, nu mai știu câte, pe dimensiuni foarte mari. A prezentat proiecte de spital județean, cred că vreo 4 sau 5 proiecte. Nu s-a materializat nimic în cei 6 ani de mandat. Absolut nimic. Ba da, s-a materializat ceva, de fapt, ca să fim corecți și sinceri. 3,6 sau 3,7 milioane de euro într-un spital la Lescani. Nu-i pe teritoriul județului Neamț. Ăla nu s-a deschis, bine că s-a închis spitalul la Lescani. Că asta aveau nevoie nemțenii de un spital, așa zis, spital la Lescani, care s-a mai mult închis decât deschis. Nu știu dacă asta totul nu deschis. Și acolo ploua, ningea, bătea vântul, nici doctori nu puteau lucra acolo. Deci vă dați seama care sunt prioritățile domnului Arsenie și a PSD-ului în infrastructura de sănătate a județului Neamț, adică să ia banii să se ducă pe la Iași, pe undeva la Marcel Popa. Dar revenind la subiectul important, la Spitalul Județean Neamț, suntem tot de acord să construiască un spital nou. Suntem deschiși să ne așezăm oricând la masa discuțiilor cu PSD, cu toate forțele politice din Neamț, cu toate forțele din administrația locală județeană din Neamț, să mergem la București, să avem discuții aplicate cu domnul Boloș, cu ministrul Fondurilor Europene, cu premierul României, cu orice entitate care poate asigura fonduri sau de unde putem atrage fonduri pentru Neamț ca să îi alocăm construcția unui nou spital județean. Dar trebuie să avem un proiect real. Un proiect care se poată face. Că dacă vorbim doar că facem poze și dăm bine la activul de partid, vom face un spital cu 1000 de 4, de 6, 30 de milioane de euro, mai scump decât orice spital regional din România. Un spital regional în România asigură 6-7 județe acolo. Județul Neamț asigură doar un județ. Nu poți să faci un spital județean mai scump decât un spital regional. Decât dacă ai bani. Iar domnul Arsenie nu are acei bani. Consiliul Județean Neamț n-a niciodată 630 de milioane de euro. Iar pe PNRR, și atunci când am discutat, cum a prezentat domnul senator, în 4, cu domnia s-a zis, domnule, dacă e 100 de milioane de PNRR, tot e bine. Bun, și cu restul am întrebat și noi, bun, restul de unde îi luăm banii aia? Păi lasă, că vedem noi. Păi nu poți așa să vezi, ca și cum eu am bani să cumpăr o Dacie și vreau să mă duc în Germania să cumpăr un Mercedes, de un S sau un Lamborghini. Că așa vreau eu. Da, eu am 10.000 sau 15.000 de euro să-mi iau o Dacie, de mod să-mi cumpăr mașină de 200.000 de euro. Păi mă întreabă și ea, băi omule, ai banii? Nu. Păi și cum faci? Vrei mașina? O vreau. Când? Azi? Azi, da. Păi și restul de bani? Păi las că văd eu. Păi nu ți-o dă. Așa e și aici. Păi dacă nu ai banii, cum să construiești un spital megalomanic, într-un proiect megalomanic, dacă tu nu ai banii? Doar ca să vinzi la oameni, să păcălești oamenii din Piatra Neamț, din județul Neamț, să le spui că tu o să faci spital. Așa ceva e meschinărie. Îți bați joc efectiv de oamenii care trag speranță să se trateze în condiții decente, bune, calitative, într-un act medical calitativ, în județul Neamț. Să nu mai facă naveta pe la Bacău, pe la Iași, pe la Târgu Mureș, pe la București sau fiecare, după posibilități unde ajunge sau după gravitatea problemelor medicale pe care le are. De asta spun, un proiect fezabil pentru județul Neamț în care să-l putem discuta, să ne deschiși oricând, să avem o astfel de abordare, inclusiv cu cei de la PSD, nu avem o problemă, pentru că facem lucruri pentru nemțeni, nu pentru un partid sau pentru altul, nu pentru Lazar sau pentru Arsenie, nu pentru Țapu sau pentru Harpa și exemple pot continua, facem pentru nemțeni, că acolo ne putem trata și noi. Inclusiv eu, inclusiv toată lumea din județul Neamț. Dar să avem un plan bine pus la punct, un proiect fezabil și materializabil, da? Să identificăm sursa financiară și să venim în fața oamenilor să spunem, domnule, am găsit soluția financiară de 100, de 200 de milioane de euro. Nu știu cât poate fi de largă pătura asta, anvelopa asta financiară, în care am identificat și sursa de finanțare, bani europeni, PNRR, eu știu, alte mecanisme financiare. Și de acolo începem imediat
SF, PT, o parte dintre ele cred că sunt și făcute și se pot adapta și imediat ce găsim sursa financiară să începem și construcția acelui spital. Dar așa doar să povestim că o face spital oameni buni. Suntem de râsul plânsul în județul Neamț. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați ascultat pe noi, mesajele pe care le-am transmis, dacă sunt întrebări. Domnul Țăvăr, senator Țăvăr, ați spus că ați avut, dar nu ținut exact la ta, o întrevedere cu Ionel Arsenie, dar ce în marele proiecte. Da, da. Așa este, acum un an, aproximativ un an și o lună sau un an și două luni în urmă, împreună cu colegii mei, domnul deputat Laurențiu Leoreanu și domnul președinte George Lazăr, am fost în biroul președintelui Consiliului Județean și am discutat despre proiectele de dezvoltare ale județului Neamț. Proiectele importante. Și acum transmiteți mesajul domnului Arsenie prin intermediul presii. Se întâmplă ceva de timp, nu mai puteți discuta în biroul. Domnul Arsenie nu mai răspunde la telefoane de două luni și ceva de zile. Nu răspunde. Mulțumesc. Dacă am înțeles corect, a spus că 35% din populația județului este numai de urile PSD și au mers la ei majoritatea banilor de la Consiliul Județean. Corect. Corect. 38%. 38%. La aceeași populație de 38% au mers majoritatea banilor din Anghelsan. Poftim? Cum comentați acest lucru? Nu, au mers 52 la versus 48. 52 dacă nu puneți la calcul banii de la UAT, Consiliul Județean. Diferența este de 200 și ceva de milioane. 140, mai exact. Poate v-ați spus de Marsenie că au luat mai mulți bani, dar a luat mai puțin. Calculat eu. Păi nu știu, dumneavoastră aveți o relație directă cu domnul Arsenie și sunteți privilegiat din punctul de vedere. Da. Cum comentați acest lucru? Că și guvernul a dat majoritatea... Guvernul României și Ministerul Dezvoltării a făcut o alocare extrem de corectă. Poate... chiar mai tehnică decât se previziona la început atunci când a debutat Anghel Salini, pe criterii pe care le-a stabilit Ministerul Dezvoltării. Și atunci, repet, 52 la 48. Nu e 85 la 15, domnul. Înțeleg unde vreți să bateți. Spuneți șeful noastră, domnului Arsenie, că 52 e mai mic decât 85. Nu știu de ce trebuie să jigniți, dar... Dar n-am jignit. Am spus că e șef. Doamne, Maica Domnului. Asta e un cuvânt chiar de laudă, că domnul Arsenie place să fie șef. Doamne, aș vrea să fac și eu... Eu oricum e șef. Am să mă abțin. Că e la CG, că e la PSD, nu contează. Aș vrea să fac o precizare înainte de întrebare aici. Banii care se alocă pe Anghel Salini sunt în urma unor proiecte depuse de către comunitățile locale, fie ele câți municipii, orașii, pe apă, canal, respectiv pe drumuri. Funcție de aceste proiecte, funcție de posibilitatea ca ele să fie eșalonate în timp, s-a făcut această repartizare. Dar ce trebuie să reținem aici foarte clar? Că până la urmă, banii care s-au alocat de la Consiliul Județean au venit ca niște sume ca să sprijine funcționarea primăriilor din județul Neamț. Au fost comunități care au luat 0 lei. Oamenii, pe bună dreptate, chiar sunt afectați de acest lucru, pentru că în acele comunități, chiar dacă sunt conduse de administrații liberale, USR, Pro-România, PMP, sunt cetățeni care și-au dat votul pentru toate formațiunile politice în procente diferite. Până la urmă, să avem o adresabilitate financiară din partea Consiliului Județean echilibrată astfel încât să ajungă, chiar dacă poate la unii, funcție de dimensiunea comunității. Na, poate există anumite partipriuri, ajung mai mult sau mai puțin, dar momentul în care ajunge într-o comunitate care are 4-5 mii de locuitori, bani de 5-6 ori mai mult decât într-o comunitate, cum e Romanul, care are 70 de mii de locuitori, sau o comună cum e Săboane, care are 10 mii de locuitori, sau alte localități care au 5-6 mii de locuitori și au primit zero, aici ni se pare că totuși lucrurile nu au funcționat foarte echilibrat. Vezi că mai e o chestie aici. Sunt mai multe comunități din județul Neamț, nu contează culoarea politică, sunt de peste tot, ca să spun așa, comunități din județul Neamț, care, eu știu, consultanții, cei care lucrează în primărie, nu au, probabil n-au parcurs ghidul foarte, foarte corect sau foarte bine,
Și acolo, în Ministerul Dezvoltării, a dat că parte din localități din județul Neamț au suprapuneri pe anumite proiecte, mai ales pe cele de asfaltare de drumuri. Și au suprapuneri, au depus pe același program național de investiții Anghel Salini, pe același sector de drumuri au cerut asfalt, au depus și apă și canal. Sau nu au avut deloc apă și canal și nu erau prinse pe alt proiect, pe POIP sau pe alte măsuri de dezvoltare. Și atunci s-au pierdut o parte, nu s-au alocat sume de bani pentru acele proiecte. Și asta e important de precizat. Domnul Leogram, puteți să ne dați câteva exemple de realizări ale PNL-ului în Neamț, ultimii 3-4 ani? Realizări în... Care se poate mândri PNL-ul în ultimii ani în județul Neamț? Păi eu vă spun că în foarte multe comunități s-au realizat lucruri. Avem, dacă așa vine în minte, și la comuna Trifești, apă și canal. Avem comune care și-au asfaltat drumuri. Avem Tămășenii, de exemplu, da? Avem foarte multe proiecte în Roman, de anvelopare, deci... sistematizare termică pentru anvelopare termică pentru locuințe publice, proiecte care se desfășoară pe fonduri europene, Cinema Unirea din Roman, Centrul Multifuncțional Unirea sau Casa Celibidache care stă să înceapă. Sunt multe proiecte pentru care comunitățile... Vreau să vedeți un sfert de ar fi o să vedeți cea mai modernă grădiniță, cum nu are nici municipiul Piatra Neamț, nici Târgu Neamț, nici nimeni, da? Da, același caz la Bicaz, Chii, aceeași grădiniță, aceeași grădiniță la Bicaz, Ardeal. Dar eu am înțeles întrebarea noastră. Dacă ne întrebați de realizările fiecărui primar liberal, sigur, pot fi foarte multe. Ca și realizările ale celorlalți primari din județul Neamț, care fiecare a tras investiții cât a putut, prin proiecte, prin finanțări, și a dezvoltat fiecare și a dezvoltat comunitatea lui așa cum a putut sau cum a reușit să prindă diverse proiecte. Dacă ne întrebați de realizările PNL Neamț, că asta înțeleg că e întrebarea noastră, vă aduc aminte că din 2016 președintele a Consiliului Județean Neamț și conducerea efectivă a Consiliului Județean Neamț este asigurată de PSD. Partidul Național Liberal în ultimii 6 ani este în opoziție cu Consiliul Județean Neamț și cu Partidul Social Democrat care conduce Consiliul Județean Neamț. Suntem în opoziție. Din opoziție nu poți să vii cu mari realizări. Ăla care e la putere trebuie să deconteze și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Despre aia discutăm. Când o să fim noi la guvernarea județeană, după 4 ani, ne întrebați și pe noi. Ce am făcut bun, ce am făcut rău, ne criticați după caz sau ne lăudați. Asta e mai puțin probabil după caz, dar noi cu critica suntem obișnuiți. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră, domnul Lazar. Da. Sunteți la Ministerul Energiei. Da. Ce se întâmplă cu prețurile la curent? Conferința de presă de astăzi este doar despre probleme care țin de PNL Neamț. Nu fac comentarii cu privire la activitatea de la minister. Am crezut că sunteți reprezentantul județului. Astăzi, la conferința de presă care m-am prezentat împreună cu colegii în fața dumneavoastră, sunt în calitate de președinte al PNL Neamț și facem discuții și abordare doar cu probleme care țin de teme locale, județene, naționale, pe componentă politică. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnule deputat, puteți să ne dați niște exemple de amendamente ce au rezultat în urma discuțiilor avute cu nemțenii? Nu sunt încă cuantificate ca amendamente, ele vor ajunge în Parlament și atunci, dar ca sugestii, ca probleme care au fost ridicate. S-a ridicat problema privind structura probii obligatorii la bacalaureat. După cum știți, acolo faptul că este o probă scrisă, obligatorie, care poate fi promovată dacă se obține minim nota 6, și acolo sunt evaluate cunoștințe din limba și literatura română, din matematică, științe ale naturii, istorie, geografia României și Europei. Au fost discuții acolo dacă să se facă evaluarea cumulativ și sumativ pe aceste discipline sau dacă ar trebui să existe această probă separată la limba și literatura română. Să știți că au fost argumente și pro și contra, dar e o temă de analizat și discutat. Un alt subiect care a fost discutat a fost educația tehnologică. Practic, deși nouă, mai așa numitul EDAP, educație tehnologică și aplicabilitate practică din gimnaziu, pe care deși spun că nu au mai sesizat-o. Partea de curriculum va fi tratată separat,
dar va fi educația pentru viață, care are mai multe componente, mai multe module. Și aici va intra și educația sanitară, și educație tehnologică, și educație financiară, și educație pentru mediu. Deci sunt mai multe componente. Până la urmă, legea educației asigură un cadru general. Lucrurile vor fi, așa cum am spus, pe ordin de ministru, conform specificului elaborării actelor administrative sau prin metodologii care vor veni și vor stipula în detaliu fiecare din această acțiune. A fost apreciată, ca să dăm și lucruri pozitive, evoluția în carieră a cadrului didactic, faptul că se dorește cadrul didactic să redobândească respectul public, importanța activității lui, faptul că elevul vine evaluat pe acest sistem plecând de la educație preșcolară cu un raport de evaluare și chiar pentru grupa mică cu raport de evaluare, începând din grupa mijlocie se formează acest portofoliu personal, se rămâne pe calificative, începând cu clasa a doua, în clasa a patra și în clasa a șasea, se vor susține acele verificări scrise prin probe din disciplinele matematică română specifice formei de învățământ, se intră apoi pe notarea prin note și evaluarea la clasa. Și un element important aici, și să știți, și aici au fost discuții pro și contra. Accesul în învățământul secundar superior, la liceu. Faptul că la colegii naționale se poate da, se dă examen de admitere pentru 90% din cifra de școlarizare, urmând ca 10% sau mai mult dacă nu se ocupă cele 90% prin repartizare computerizată, dar și aici, să știți, lucrurile nu au fost într-un sens, au fost opinii și pro și contra, pentru că se dorește ca colegiile naționale să devină și centru pilot de excelență. A fost foarte apreciat faptul că liceele profesionale se pot cumula printr-un parteneriat în colegii școlare, urmând în consorții școlare, urmând ca aceste consorții să poată să-și pună în comun resursele materiale, mișcarea personalului didactic să aibă întâietate în cadrul consorțiului școlar și un lucru foarte important, finanțarea la costul standard pe elev crește cu 25% în cadrul consorțiilor școlare. Sunt câteva detalii din care v-am dat și lucruri care au fost apreciate pozitiv și lucruri asupra cărora au existat discuții, dar v-am zis cu păreri și pro și contra. Au mai existat, de exemplu, s-a ridicat problema că s-a scos notarea la educație fizică și că au rămas pe calificative la lucrurile calificative și tot felul de astfel de detalii pe care i-am îndrumat să le scrie la Ministerul Educației pe site. Deja ne-au parvenit și nouă, ne-au înainte. Republică până pe 25 august și restul să ne transmită la cabinetul parlamentar, să le aducem și noi la cunoștință. În dezbaterea parlamentară. Acolo unde sunt corecte și le vedem corecte aprecierile celor cu care am dialogat, să le transformăm în amendamente la legea în Parlament, când intră legea în dezbatere. Dacă tot vorbim de învățământ, întreb și eu dacă se vorbește despre statutul cadrului didactic și importanța lui. Corect. Dacă eu acum mă ridic și vin la dumneavoastră aici și dau un punct numai adică dumneavoastră, ce mi se întâmplă? O să se întâmple o dezaprobare generală, nu vom răspunde la fel, pentru că rațiunea și educația nu ne permite. Dar dacă în școală un PZV se duce și arde un punct unui profesor și acum potrivit noilor proiecte, el nu mai poate fi exmatriculat din școală, care va fi statutul cadrului didactic după ce s-a întâlnit cu punctul PZV-ului? Păi, există și aici diferite măsuri. Vorbim și aici, iată, e un lucru foarte important, faptul că bursele vor crește de 10 ori. Ba da, are legătură cu bursa, pentru că pentru acte de indisciplină și lipsa frecvenței la școală poate să piardă acea bursă. E un element, e un element. Domnul Bălăre, vă răspund eu. Aceste legi ale educației sunt în formă de draft.
Da, de-aia sunt azi până pe 25 august, sunt dezbatere. Și ele se completează, de exemplu, și prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei unități școlare. Asta, din punctul meu de vedere, poate fi o problemă care a strigat-o dumneavoastră, într-adevăr, care astăzi în draft nu are o, nu se regăsește o sancțiune imediată drastică sau dură. Și atunci, și atunci poate fi completată draftul de lege prin consultarea publică până pe 25, amendată la Parlament. Am citit tot draftul de lege cu foarte mare atenție. În motive, ca să spunem așa, profesional. Legea, drafturile astea și legea învățământului preuniversal. Și n-am văzut nicăieri să se discute o situație cu care se confruntă toate școlile acum, și vă rog să vedeți, școlii ce știu, marea majoritate, în fiecare clasă aproape avem 3-4 cazuri de copii care creează probleme, care duc la... Domnule Vreanu, știți foarte bine că ați lucrat. La imposibilitatea de foarte multe ori de a desfășura activitatea în clasă. Și dacă vreți, putem analiza. Sunt cazuri... Este un subiect de discutat și de analizat. El este la limita și cu legalitatea, cu partea de juridică care se va juncționa. Vă dați seama ce se întâmplă în condițiile domnul în care... Drafturile astea reprezintă cadrul general legislativ. Și platforma de lucru. El va veni, spune în continuare, prin ordin de ministru... Metodologii, regulamente de organizare și funcționare... Regulamente de organizare... Dar e foarte bine că se sizămiată și aici discutând despre lege, un subiect discutat care merită analizat. O lege nu poate cuprinde tot. Domnul Vreanu, cu legea nouă, legea educației. Ați vorbit despre înființarea unei comisii naționale și a două corpuri, corpul mentorilor și conorului, am mai reținut. Corpul managerilor educaționali. Știți cumva, e vorba de noi instituții, adică... Nu, nu sunt noi instituții. Ele sunt, prin acest program de reformă și prin reforma macrosistemică, sunt organisme interne ale Ministerului de lucru. De exemplu, această Agenție Națională de Inspecție Școlară și Asigurarea Calității se va ocupa doar de inspecția generală, de inspecția sistemică, așa cum erau înainte, uite cum și domnul Bălănescu a lucrat în învățământ, erau așa numitele brigăzi școlare, care atunci când vin în școală, verifică toată activitatea de la A la Z. Inspecția tematică sau inspecția de specialitate pentru obținerea gradelor didactice și așa mai departe, se va desfășura prin birourile teritoriale și prin direcția de învățământ preuniversitar a județului, cel care va lua loc inspectoratului școlar și a centrului de resurse prin comasare. Deci lucrurile sunt așezate pe atribute foarte clare. Dar ele există în momentul de față sub o anumită formă, dar cu atribuții diferite. Ele vin mult mai aproape de ceea ce înseamnă realitatea acum în sistemul de învățământ european și sigur cu aplicabilitate practică și cu eficiență mult mai mare. Până acum a desfășurat inspectoratul școlar. Și existau și acolo, știți, anumite lucruri. Acum este un cadru unitar care pune în aplicare un sistem educațional european care se materializează și prin astfel de acțiuni de îndrumare și control. Comisie și corpurile astea? Nu. Corpul managerilor este format din toți cei care au trecut printr-o formă de școlarizare sau într-o formă de specializare în management educațional. Sunt cadrele care vin să ocupe o funcție de manager. Foarte important că în momentul în care ei reușesc să obțină această funcție, prima săptămână vor face cursuri de formare în management educațional și vor avea pe baza mentoratului de la sistemul de cadru didactic din partea unui mentor care asistă pe disciplină și pe metodologie, parte de management educațional. Deci este partea corpurilor profesionale cu înaltă calificare care să sprijine dezvoltarea cadrelor care doresc să facă parcurs ori pe management educațional, ori pe carieră didactică. Exact ca și în țările europene. Nu am observație. Până acum, suntem în 2022, cred, până acum un an, am mai intrat de vreme. Un om care avea doctoratul și preda la universitate,
nu putea preda la un liceu sau la o școală generală, că nu avea modulul de psihopedagogie. Psihopedagogie, nu? Corect. Acum vine, nu știu, unul care a dat la nu știu ce facultate, nu-și găsește de lucru că nu e pe piața muncii destul de pregătit, dar poate să înscrie, să predea matematică, română, engleză, franceză, fără modul psihopedagogic. Nu, nu este așa. Nu. Scuzați-mă, așa este, dar domnul Bălănescu, să vă spun un lucru. Repet încă o dată. Acest draft, acest proiect este lege cadru. Toate lucrurile în detaliu vin și coboară în detaliu pe funcționabilitate prin acte normative conexe. Așa e peste tot. Eu nu poate să surprindă orice detaliu legea. Nu pot să mă duc să predau acum, trebuie să mă duc să dau examen cu gradul 2, să trebuie să mă duc să dau examen ca să reintru în învățământ și unul care, mi se pare de, nu de lege, mi se pare de fără de lege chestia asta. Dar mă rog, e altă poveste. Dar de ce ziceți dumneavoastră că cu gradul 2 nu puteți să reintra în sistem? Păi cum? Dați-mi legat, cum pot intra în sistem. Păi exact cum se intră în sistem. În momentul când sunt posturi libere, este o testare pentru a ocupa postul, pentru a intra pe postul respectiv. Dar așa, așa este și în sistemul de sănătate. Și cei care vin cum dau? Care nu sunt de specialitate. Care nu sunt de specialitate? Păi nu poate să ocupe. Potrivit draftului, de lege. Păi nu, dar dacă nu e de specialitate, nu poate ocupa un post care e de altă specialitate. Este foarte clar. O ultimă întrebare mai așa, domnul Blază, revin la întrebare. Vă rog. Domnul senator a spus că domnul Arsine nu mai răspunde. Nu a fost convingător, domnul senator? Două luni de mai devreme. Nu mai răspunde la telefon. PNL, PSD, nu coaliție la nivel național, ar trebui să funcționeze la nivel local. Nu e obligatoriu. Dumneavoastră sunt președintele PNL, omologul domnului Arsine, politic să zicem. Domnul președinte. Dumneavoastră comunică, adică ar trebui cei doi președinți de partid din coaliție la nivel național, nu să comunice pe problemele subiectului, pe proiecte mari, pe proiecte mici. Așa. Dar vreau să comunicați, domnul senator spune că domnul nu poate să comunică. Nu, că domnul Arsine nu comunică cu PNL-ul, că PNL-ul e rău. Domnul, asta e răspunsul. Când v-am dat răspunsul, eu nu l-am sunat eu pe Arsene, dar știu de la domnul deci, președinte, de care l-a sunat în număr de precizare. 3 luni de zile nu mai răspunsul. Eu consider că de când există, și fac un preambul și o paranteză la întrebarea dumneavoastră, ca să înțeleagă și ceilalți colegi mai bine o anumită situație vis-a-vis de gradul de dialog cu cei de la PSD. În Alemica, nimeni de la PSD preconceput. Au fost situații, dacă vreți, în cursul anului 2022, în care cineva de la PSD a luat 8 ani și 4 luni. Sentință, care sigur nu e definitivă, dar închisoare cu executare. 8 ani și 4 luni, dată de cei de la Bacău, de Tribunalul Bacău. Domnule, eu nu am văzut ca cineva de la PNL și aici poate putem fi acuzați că n-am avut o reacție foarte dură, foarte promptă, imediată. Dar am zis, bă, hai să fie și bun simț. Politic. Și am zis, domnule, să lăsăm justiția să-și pună treabă, să-și pună cuvântul până la capăt. Este variantă de apel. O să vedem ce iese de acolo. Nu să ne punem noi a fi justițiabili sau a deveni procuror sau judecător acum, sau să dăm decizii sau verdicte noi. Și n-am avut reacții pe subiect. Au mai fost alte lucruri, când se înțelege că această coaliție guvernamentală, parlamentară, care funcționează la București, aici anestă să funcționeze într-o zonă în care consilierii județeni ai PNL-ului sunt anexa domnului președinte Arsine sau a celor de la PSD. În Consiliul Județean, nu vor. Fals. Dom'le, dacă vrei să discuți pe proiecte cu PNL-ul, ne întâlnim, stăm de vorbă, discutăm, nu are nimeni nimic împotriva. Au fost asemenea întâlniri care au produs efecte benefice, unde PNL-ul a votat după caz acolo unde au considerat că consilierii județeni că trebuie să susțină anumite proiecte sau, după caz, nu au votat acolo unde au considerat că trebuie să susțină anumite proiecte. Dar de aici să gândești că PNL-ul e vasalul tău, că dai ordine și dispui, că faci ședință de consiliu județean de îndată, de pe azi pe mâine, că bași puncte pe ordinea de zi de pe azi pe mâine sau cu câteva ore înainte de ședința de CJ, de multe ori, de sute de pagini,
cum a fost și cel cu spitalul de 700 și ceva de pagini, care se presupune că un consilier județean trebuie să citească, să lectureze și să și înțeleagă, adică să citești foarte atent, 700 și ceva de pagini în aproximativ 24 de ore, adică presupun că nici mai dorm noaptea aia ca să știi ce votezi a doua zi. Lucrul ăsta nu așa se face, nu ăsta e mecanismul democratic și nu ăsta e mecanismul care trebuie să funcționeze o relație politică fie ea. Și de aici încolo sunt foarte multe exemple, vreau să-i trag acum foarte multe detalii, în care eu consider că atât eu cât și colegii mei, în general toți colegii din PNL, au dat dovadă de bun simț politic și am trecut peste niște lucruri care puteam să le fi sancționat foarte urgent și în termen foarte dur. De aici plecând mai departe, de la, ca să vă răspund efectiv și la întrebare, de la data incidentului cu podul de la Lusca, 9 iunie, în care de la nivelul meu, APN-ului, a Guvernului, mi s-a cerut numai domnule Arsene ca să fie sunat, să ajungă la un dialog pentru rezolvarea cu temporarea situației cu acel pod de pilon propus de Guvern și respectiv de armată. I-am dat numărul, am vorbit atunci cu președintele CJN, cu Ion Arsene, zis, vezi că o să fii sunat de cineva de la mea APN, vezi, să răspunzi și să discuți cu oamenii, să găsești soluția tehnică, corectă. De atunci și până astăzi n-am mai avut dialog, pentru că domnul Arsene efectiv a refuzat pe de o parte să preia soluția dată de MAPN. El spune că sunt 1 milion de euro, costă efectiv lucrarea pentru post și mentenanța. Din datele care au apărut și în presă și din date oficiale, date și de MAPN, înțeleg că costurile sunt mai mici de acel 1 milion de euro anunțat de domnul Arsene. Da. Acum, știți cum e, am spus și public în repetate rânduri. Domnule, și nu vreau să acuz pe nimeni. Dom'le, dacă să faci porți de intrare în județ la 200 și ceva de mii de euro poartă, adică 8 porți ori 2 înseamnă aproximativ 1.600.000 de euro. Să nu găsești 1 milion de euro să-i... Presupun că ar fi 1 milion de euro, cum spune domnul Arsene, dai mai puțin. Și să faci, să plătești la armată, să facă un pod nou, să rezolvi problema celor 5 comunități mari de acolo, să împrin întâmpini și pierde de lețumești, cum a fost aseară. Asta mi se pare absurd. Să-ți faci birou, să-ți aloci din banii Consiliul Județean, cu votul PSD-șilor tăi, să-ți aloci 2,5 milioane de euro, să-ți faci birou de 2,5 milioane de euro și să nu aloci 1 milion de euro pentru podul la Lusca, asta mi se pare foarte de șoc. Și de la acel moment, păi s-a supărat că PNL Neamț, la momentul respectiv, a avut o reacție nu foarte dură vis-a-vis de domnul Arsene, pentru că el a garantat podul. Că doar el a ieșit în filmulețe, nu eu, nici altcineva de la PSD, el a garantat podul 50 de ani. De la 50 de ani, că a durat 2-3 luni și s-a prăbușit și podul. Și că am avut o reacție pe ele Neamț la momentul respectiv, vis-a-vis de prefect și de ce a făcut prefectul pe Comitetul Județean de Situație de Urgență, vis-a-vis de ce ar fi trebuit să facă legat de post. Și de atunci el s-a supărat, s-a deranjat foarte tare și nu mai discută cu liberalii, că liberalii sunt oameni, adică parcă n-am drumat. Imediat i-am cerut eu demisia acuzată cu podul și cu la da, și după aia, și după aia, ca să nu intru în detalii, a înțeles dumnealui pe căi mai oculte, așa, mai nevăzute, la niște amici pe care mai are și el pe aici și pe acolo și care mai ascultă de ordine lui să conceapă tot felul de răutăți la adresa liderilor PNL. Nu o să intru în detalii și că nu sunt de făcut publice să fie rușine lui Ion Arsene în ceea ce face, dar astea sunt alte discurse. Răutăți? Răutăți, mi-e scăderic. M-ați pățit și dumneavoastră când ați mers mai demult cu mine în diverse locuri. M-ați înțeles foarte bine, chiar nu intru în detalii de subiect. Da. Lucruri care nu se fac, adică competiția politică e competiție politică, ne putem spune foarte multe lucruri, pro și contra, nu e o problemă, putem avea puncte de vedere diferite pe foarte multe subiecte, nu e o problemă, ducem și noi. E clar ce spuneți, că Arsene se folosește niște instituții ca pentru răspunderi politice. Nu răspund la întrebare. Nu răspund la întrebare, asta și nu răspund la întrebare, asta și nu în detalii de genul ăsta. Da. Nu chiar între acolo, chiar așa, adult. Noi mulțumim. Oricum, domnul Bălăniescu, vă spun că am reținut problemele legate pe legea învățământului și eu sunt convins că și în Parlament vor fi multe discuții și dezbateri.